Suntem la Arcul București, unde este marea retrospectivă Soleil de l'Est la București. Tocmai a avut loc vernisajul. Jurnalul Bucureștiului și Intern News vă prezintă și această expoziție. Expun 33 de pictori care de-a lungul anilor au lucrat în Franța pentru Jurnalul Bucureștiului și Intern News, Claudiu Victor Gheorghe. Doamnelor și domnilor, întâi și întâi dați-mi voie să ridic microfonul sus. Permiteți să mă prezint pentru cei care nu mă cunosc, sunt Michel Gavaza, sunt fondatorul Asociației Culturale Franco-Române Solidaritate în Franța, care a apărut în anul 1994, dar de ce să nu la martie, pe data de 12 martie, când am fost declarat la prefectura din Franța. Majoritatea dintre noastre cunoașteți Solidaritate, nu am să ne repet ce facem noi, într-un cuvânt sau în două, ne ocupăm de a prezenta în Occident ceva pozitiv despre țara noastră și acest pozitiv noi am găsit că este foarte reprezentativ și de calitate, pictura contemporană. Pe parcursul celor 22 de ani de activitate am organizat tabere de creație în Franța și în România, am organizat câte peste 100 și ceva de expoziții de pictură în Franța, Belgia, Olanda și alte țări din Europa Occidentală, și am editat câteva albume de pictură cu pictură. Pentru început, țin să mulțumesc și să salut foarte mult ideea conducerii Arcub de a ne rezerva acest magnific spațiu și nou spațiu, aici, Sala Coloanelor, în care am reușit să expunem pictorii bucureșteni care au fost la noi în Franța. Întâi și întâi țin să mulțumesc conducerii, cum am spus, Arcub, doamna director Mihaela Băun și colegele dumneai, care am avut o foarte bună colaborare și o foarte bună comunicare, fapt ce a dus ca să vedeți astăzi aici o expunție de prestigiu. În al doilea rând, țin să mulțumesc grupului de pictori care s-au ocupat efectiv de selecția tablourilor și de panotare și de alte chestiuni de ordine administrativ. Șeful acestui grup este maestru Iorga, care este aici în Italia. Am să-i spun mâna și am să-i mulțumesc pentru așa. Am mai participat domnii Daniel Crăciun, Marian Condruz și Daniela Zvârcea. Le mulțumesc foarte mult și sper ca și pe viitor să putem colabora de așa natură, să prezentăm publicului bucureștean o parte a picturii române, anume a pictorilor care au fost la noi în Franța, care s-au inspirat acolo de pictură. Cu ocazia acestui vernisaj, țin să salut prezența domnului Adrian Silvan Imonescu, care este directorul Institutului de Istorie a Artei George Oprescu, de pe lângă Academia Română, domnul care este aici în mine. Concert cameral, susținut de Santa și Aurelia Octavova. Țin să salut cu mare dragoste și prețuire prezența unei personalități române care este unic în țara noastră și în alte țări din Europa Est. Este și un undă de-a noastră, un fel de păr. Este domnul Dorin Plânariu, care este aici și care de fiecare dată cu soția dumneavoastră Crina Plânariu, de fiecare dată a fost la expedițiile noastre, nu numai în România, dar și în Franța. Și ne-a susținut cum a putut dumneavoastră și este și interesat de pictura română. Din partea Institutului francez este prezentă doamna Clara Crestarum, din partea Departamentului Românilor de Pretutindeni este prezent o persoană, sau o să vină o persoană de acolo. Salut de asemenea pe domnul Valentin Tănase, care va lua cuvântul numele pictorilor. Domnul Tănase a fost la mai în 2001.
Și acum, permiteți-mi ca să invit pe domnul Silvan Ionescu în fața microfonului. De cultură pe care l-a inaugurat și îl susține cu atâta posibilitate în Gavaza, este acela unui mecen. Posibilitatea de a circula în zilele noastre, în curăția noastră originală, este foarte mare. Dar aceea de a circula, de a vizita cu intenția de a crea, este ceva mai rar și mai dificil de întreprins. Gândiți-vă ce șansă a oferit acest generos mecenă atâtor suite de artiști pe care i-a invitat și a găsuit în Franța. Ce poate să fie o împlinire mai fabuloasă a unei vize de aceea să mergi și să pictezi în Franța, pe urmele impresioniștilor, pe urmele nabiștilor, pe urmele barbizoniștilor. Și iată că acest om generos, pe care de-abia acum l-am întâlnit și l-am cunoscut și mă bucur de acest lucru, a întreprins un act similar cu acela al mecenaților de secolul XIX, care susțineau pe unul sau mai mulți artiști, fie de cuniac, fie la o masă care le dădeau o dată pe săptămână sau o dată pe lună. Mă gândesc aici la George de Velio, care avea invitați pe impresioniști și care a ajuns după aceea să fie unul dintre mari posesori de picturi impresioniste, chiar de la începutul videoclipului, inclusiv acea celebră impresion Soleil de Vent, care se află acum la Muzeul Marmottan. Muzeul Marmottan care închid nedrept poartă numele acestui donator, pentru că fiica lui George de Velio s-a meritat cu un om care purta acest nume. În actul său cultural, domnul Gavaza a făcut un pod peste timp, unind secolul XIX cu secolul XXI. Prin persoasiunea cu care și-a urmărit acest demers, a fost susținut și de artiștii noștri care au știut să răspundă cum se cuvine la aceste invitații. Donațiile, în sfârșit, le ignor, nu vreau să intru în partea economică a demersului, dar șederile în locurile alese de domnia sa, în sud, în nord, pe Valea Loarei, șederile în castele vechi, chiar cumplite de statii, sunt niște experiențe pe care, cu certitudine, mulți dintre cei care se află astăzi aici, numitorii PNL-ului, le-au încercat și care, sigur, le-au marcat pentru restul vieții. Mi-e greu să spun că majoritatea picturilor care sunt pe Sineză sunt rodul inspirației de moment în acele locuri. Dar, un grăunte de Franță, sigur, se păstrează în fiecare dintre ele. Majoritatea explorațiilor sunt deja nume cunoscute, de pe Sinezele bucureștene, de pe Sinezele internaționale, au o operă consacrată și călătoria franțuzească nu a putut decât să augmenteze filonul pe care ei deja îl purtau. Iată cum majoritatea dintre ei își păstrează această vână românească, trecută prin filiera acelui soare din Midii, pe care mi l-a oferit cu atâta generozitate domnul Mișel Gavaza. O expoziție de asemenea anvergură, la două decenii de la fondarea, sau chiar două jurile de ani de la fondarea acestei tabere, putem să-i spunem, aduce o lumină a zonei însorite franțuzești într-un București deja marcat de apariția zăpezii și a iminentei ieri. Soleil de Vest se întoarce în Est cu căldura și cu forța aperceptivă și inspiratoare a artiștilor care au călătorit sub semnul
Nimișor Gava. Această carte, un mic curriculum vitae și de lucrare de la fiecare capitol și foarte, foarte multe fotografii care poze de profil și un document, care peste timpuri noi vom reveni, vom registrarea aceste poze de lucrare. Vreau să fac un anunț pentru pictori. Un anunț foarte important. Și vreau să-l fac public. Pictura noastră este deja cu Solei Gălescu, Institutul Cultural Român și cu alte organizații prezente în Occident. Este începe să fie cunoscută. Nu e prea cunoscută. Mai sunt de făcut eforturi pe direcția asta. Dar nu e suficient că suntem numai prezenți acolo. Secretul reușitei este cotația. Cotația pictorului în lumea largă, mai puțin în România, este cea care se obține prin vânzare la case de licitații. Această cotație se înscrie în niște documente internaționale, poate unii cunoașteți, este un site internațional. Lumea, vă rog acolo în spate, mai treceți un pic, două minute mai am de vorbit și închei. Deci, această cotație se înscrie într-un site internațional care se numește ArtPrice. Te duci în Franța la un galerist cu un tablou al lui Xulescu și ăla se uită acolo, domnul, este la ArtPrice sau nu este la ArtPrice? Și dacă este, la ce cotație este? Vreau să spun că cele 3-4 cabinete de licitații din București au deja legătură cu ArtPrice și cu un dicționar, catalog, care se numește ACUL, A-K-O-U-L. Puteți să-l găsiți pe internet. ACUL nu este pe hârtie și e vandabil în librării, mai puțin în România, am înțeles, iar ArtPrice-ul este accesibil numai pe bază de abonament. Deci este o informație care trebuie plătită. Ce vreau să spun? Dumneavoastră care veți vinde prin licitație, rugați pe patronul casei de licitație, se comunice la ArtPrice și la ACUN, se comunice rezultatul vânzării. Mai departe, încercați să vindeți la prețuri mari. Aveți admiratori, aveți nași, aveți părinți, aveți persoane mai bogate. Cu cât prețul este mai mare, bineînțeles și normal, cu atâta și aprecierea pictorului este mai mare. Evitați ca să rugați dacă se vând tabloul la 200 de euro, să nu le publice pe ArtPrice nici pe acum. Să publice numai de la 500.000 în sus. Cred că cei care au fost interesați au înțeles mesajul meu și vreau să vă spun că noi, Solei de Lest, am facilitat la 10 pictori români să apară în acum și în ArtPrice. Și suntem cât de cât bucuroși că am putut face acest lucru mai palpabil decât să prezentăm proiectul. În continuare, pentru 2017, vom organiza o retrospectivă și mai măreață decât asta din seara asta, și anume vom face pictura contemporană română Paris-București. Noi am rezervat deja o galerie la Paris, galeria care se cheamă Espace Christian Peugeot. Este o bunică a familiei Peugeot care fac automobile, are o fundație acolo unde
Port Acos, bineînțeles, acolo se plătește chirie, ne va primi în luna iulie. Iar la București vom avea în niște spații și mai mari pe care le cunoașteți, la sala Parlamentului, o să fim în Cluj, cum se numește sala, în luna decembrie, vom veni cu expediția la Paris în București. Deci, cine este interesat, va lua contact cu noi, eu ne voi scrie mail și o scrisoare la fiecare, vă spune cam despre ce vor, la ce condiții sunt și sperăm să ne vedem sănătoși peste un an. Vă mulțumesc că ați avut răbdare să mă ascultați.